Bună dimineața, dragii mei, și mă bucur să ne revedem aici la Dale Dimineții, aici la Hunedoara 1 TV. Eu nu știu ce să zic, afară plouă, nu mai vine iarna sau când vine nu mai pleacă și o să stea cu noi până la vară. Cert este că nu e foarte frig afară, sperăm să nu ne dea un ger, pentru că plouă atât de tare încât nu cred că am putea să stăm în picioare dacă s-ar răci vremea. Așa că nu facem altceva decât să ne gândim și să sperăm că nu va fi ger și că vom avea parte până la urmă de căldură. Dacă nu avem căldură afară, avem căldură în suflete. Ne-a făcut focul aici în platou pentru ne-a asigura că invitații noștri vor primi acea căldură și fizică și sufletească atunci când vin aici la noi, la Dale Dimineții. Dragii mei, ieri am dezvăluit într-un promo că astăzi la Dale Dimineții vom povesti aici, la Gura și Numeului, despre trecut, prezent și viitor. A cui e trecutul? A cui e prezentul? Și cine e viitorul? Este vorba despre ansamblu Hațegana. Alături de mine, în platou, instructorul ansamblului Hațegana, Enia Vasile. Bună dimineața! Bună dimineața și vă mulțumim pentru invitație. Noi vă mulțumim că v-ați trezit așa cu noaptea în cap și ați venit la noi. Și doi dintre dansatorii ansamblului Hațegana, Elena și Constantin. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumim pentru invitație! Am dezvăluit cumva înainte. Eu încerc să port o discuție cu invitații, așa cum știți, formă ca să pot să dau din casă, dar sunt foarte atent la ce îmi spun. Cei doi invitații noștri sunt cei mai... De mult, să spunem așa, membrii ai ansamblului Hațegana. De câți ani? Păi anul viitor o să fac 50 de ani. De Hațegana? Da. Wow! 47. Wow! O viață de om! O viață de dans. Vasile. De câți ani? Activez. Eu activez ca și dansator din anul 1970, aproape aici, și ca și coregraf de anul 1990. Deci 33 de ani anul acesta de coregraf și 53 de ani de dans. Acum vine întrebarea, și mai poți? Dacă nu mai pot, mai pot un pic. Se poate. Despre asta este vorba. Oameni care nu renunță, care iubesc ceea ce fac și îmi place vorba asta. Și când nu mai pot, mai pot un pic. Mai trebuie. Vreau să povestim în această dimineață, așa cum zice logica vremurilor, să trecem, să venim din trecut, să ajungem în prezent, și să vedem care e viitorul. Amănui viitorul îl știm, pentru că noastră mereu ni-l arătați, vedem în postările de pe Facebook repetițiile cu prunci și felul cum îi atrageți să ducă mai departe. Asta e o minune de la Dumnezeu, pentru că atâția copii cât văd eu la ansamblu Hațegana, parcă n-am văzut nicăieri. Am mai văzut și la Palatul Copiilor și mai vedem copii care se îndreaptă către tradiții, ceea ce ne dă o speranță de viitor, că folclorul nu va muri niciodată și că vom duce mai departe ceea ce avem. Dar acolo la ansamblu Hațegana, nu știu cum faceți, câți de toți știți vreodată numărul lor, că sunt atât de mulți? Eu mereu mă întreb, oare știe exact câți sunt de fapt? Da, întotdeauna am știut, pentru că am avut tot timpul două sau trei generații de dansatori și întotdeauna cei mici, când făceam preselecție, de exemplu, veneau undeva la preselecție aproape 200 de copii din Hunedoara. Eu mergeam prin școli, spuneam că totul este gratuit, că nu se plătește și veneau, într-adevăr, din 200 de copii, după, să zic, rămâneau 40-50 din ei care continuau și pe urmă, încet, încet, poate să mai retrăgea câte unul. Dar
cum să vă zic, acum 2 ani am făcut această preselecție și am avut 128 de copii și din cei 128 mi-au rămas, am acum, la ultimul spectacol am intrat pe scenă 30 de dansatori, am avut 15 perechi pentru că nu aveam loc și nu aveam nici atâtea costume să mă îmbrac, că puteam poate dansa mai mult. La ora actuală, trupa mică sunt undeva la 41-42 de dansatori. Vom vedea în curând și imagini, dragii mei, dar până ajungem acolo, o luăm din trecut și plecăm din 1970. Câți ani aveți? Da. În anul 1970 m-am dus și eu copil, s-a făcut tot așa o preselecție și atunci, știți cum, s-a mers mai mult pe școala generală numărul 8. De acolo au plecat majoritatea dansatorilor la ansamblul folcloric al Țigara. S-a făcut acolo echipă de dansuri și generații înainte. M-am dus copil, fiind prima dată nu am fost ales că eram prea mic de statură, eram... Și, dar eu mergeam la repetiții, mergeam în continuare până când s-a îmbolnăvit cineva și mi-a zis, ia intră-vă tu jumătate de buletin, că era micus. Și când a văzut că eu strig, că dansez, n-am mai ieșit informații după aia. Deci aia am fost la început, am participat atunci cu ansamblul de copii, am ajuns să dansez în fața la cei mari, am multe amintiri frumoase. Știți, ăsta e motivul pentru care ne-am întâlnit. Vreau să ne povestiți din amintirile acelea. Adică, care e prima amintire, primul turneu, să spunem așa, important? Acum, nu mai e un secret. Tatăl meu a făcut sau a avut până la un moment dat, mulțumesc Dumnezeu, trăiește, dar s-a retras din activitate. Cam același parcurs cu a dumneavoastră. No, acum, eu știu că el mereu îmi povestește care a fost primul turneu, care a fost cel mai greu turneu. Ama, eu vreau să-mi povestiți după ce ați urcat pe scenă și ați intrat în formația, în, cum să zicem, veteranilor, acelor importanți, că acolo mereu într-un ansamblu există cei din linia 1 și cei din linia 2. Și vreau să-mi povestiți care a fost cel mai greu turneu atunci, tânăr, când emoțiile spuneau cuvântul, uitai pașii. Nu, pașii nu i-am uitat niciodată. Nu poți să-i uiți. Din moment ce înveți, îți vin pe urmă din instinct pașii și faci. Nu, cel mai greu turneu, înainte erau altfel turneile, să nu erau cum sunt acum, 4-5 zile, erau turnee undeva la o lună de zile, erai plecat din țară. Se legau, ca să nu trimeată multe ansambluri cum era atunci, se legau mai multe festivaluri între ele. Se mergea, de exemplu, Dresda, cum a fost în 76, din Dresda am plecat în Belgia, la Charleroi, în Belgia, și am stat o lună de zile. A fost turneu greu, pentru că nu erau spectacole cum se dau acum la festivaluri, de 5-10 minute. Dădeam spectacol de o oră jumate, două ore și dansam câte 5-6 dansuri, poate și mai bine. Am avut în Belgia spectacol unde au venit atâția români la spectacol, era în 76 când erau alte vremuri, au venit atâția români la spectacol, de după ce am terminat spectacolul, a trebuit să mai dansăm încă o dată numai pentru ei. Sunt amintiri multe și frumoase. Turneile dinainte, pe urmă, în Turcia, am stat iar o lună de zile în turneu. Erau altfel turneile.
Da, erau altfel merge și la Cântarea României. Mă uit pe comentarii. Bună dimineața, Edi, mulțumim că ești alături de noi ca în fiecare dimineață. Adrian Mureșan ne scrie bună dimineața. Un alt coleg de la Hațegana, îl salutăm pe Bălan Cătălin, instructorul de la ansamblu profesionist Drăgan Muntean, și l-așteptăm curând aici alături de noi la Dale Dimineții. Noi o să ne vedem duminică la Hărău Cătă. Până atunci vreau să ne ducem la Cântarea României. Mereu, din păcate, după Revoluție am început să ne facem că uităm, dragii mei, ce a însemnat Cântarea României. Foarte multe obiceiuri le-am dat la o parte. Am renunțat să ne mai bucurăm de amintiri foarte frumoase. Să nu mai pomenim acea, parcă dacă n-am fi pomenit-o ar fi dispărut acea perioadă nefastă de comunism, dar care cumva ne aducea acele cântări, cântările României, Cântarea României ne aducea bucuria întâlnirii din toată țara. Erau probabil singurele momente în care ansamblurile folclorice se întâlneau în undeva în țară, de-a lungul, pentru cei care nu știu sau n-au fost sau sunt mai tineri, Cântarea României până la faza națională avea câteva etape, da, și nu greșesc, erau pe orașe, municipii, pe sate, pe zonale, pe toate, ne întâlneam, mai furam unii de la alții, mai că nu exista televiziune unde să greșesc cu ceva. Era foarte frumos. Învățam pașii de unii de la alții. Unii de la alții, pentru că așa, asta însemna la vremea respectivă și mi se pare incorrect să trecem în istoria uitată. Da, nu trebuie renunțat. Exact. Deci la Cântarea României erau fazele care era faza pe oraș, faza pe județ, pe urmă faza regională, pe urmă până se ajungea la faza finală pe țară. Și acolo plecam, de exemplu, la Arad, când a fost faza finală pe țară, am plecat din Deva de aici un tren întreg, cu tot ce am ajuns, cu ansamblu, cu absolut tot. Am fost la Medias, cu autobuze, unul după altul. Cum era atunci, unul la altul. Am fost la Scurnicești, chiar înainte, țin minte că a fost chiar plecat, înainte de a pleca în turneu în Turcia, am fost la Scurnicești, la faza finală pe țară. Și era, cum să zic, era mult și aveai ce învăța unul de la alții. Te întâlneai ansamblurile între ei. Și nu era atâta unul între ansambluri. Era o prietenie între ansambluri, să zicem, da, una doara, cu Silvana, cum era Getuza înainte. Ne întâlneam, jucam fotbal, am rămas și acum prieteni cu tot ce înseamnă ambasatorul de vârsta noastră, de la Silvana, de la Getuza, ne întâlnim, ne salutăm. Era o altfel de prietenie. Multe din prieteniile acelea se păstrează, dragii mei, pentru că noi povestim aici la Dale Dimineții, așa cum știți, am mai avut invitați și eu îmi doresc să mai am invitați care au trecut prin acele vremuri și avem așa o nostalgie a momentului. O să vedeți că avem o emisiune de colecție și povestim aproape despre aceleași întâmplări cu maestru Perabuls, o să vedeți despre ce este vorba, dar până acolo o amintire, trebuie să aveți o amintire, la un moment dat, bună dimineața Rosi și îți mulțumim că ești alături de noi, bună dimineața Bianca, echipa e toată aici, la un moment dat pe ecran rulau poze, ați văzut, cu artiști renumiți pe care Nea Vasile i-a întâlnit de-a lungul anilor, dintre care am văzut-o și pe Felicia Stoian și o salutăm pe Feli și o așteptăm la noi. E o persoană foarte dragă nouă și o să ne povestească și ea are foarte multe de povestit. Dar eu vreau să vă întreb așa, care e cea mai frumoasă amintire de pe vremea când erați dansator, că rămânem acolo, nu ne ducem? Deci, cea mai frumoasă amintire după
mine era când eram eu copil și la faza finală pe țară, la Reșița, am primit trofeul omagiu partidului în anul 1971. Acel trofeu, țin minte că eu am dansat în fața lor și când s-a decernat trofeul, mi-a zis, a zis cel din jur, să vină la micul să le iei. Deci am rămas cu amintirea aia, am luat trofeul la în brațe și era greu, eu mic, amărât. Și i-au dat lacrimile, dragii mei, pentru că, într-adevăr, sunt amintiri frumoase, reprimate, pe care nu ai putut să le povestești foarte mulți ani, din diferite motive. Aici putem să le povestim, da, și să ne aducem aminte. Bună dimineața, ne spune Ioana Tatiana. Dansul popular e ca mersul pe bicicletă. Dacă odată a prins, ești cunoscut. Îmi amintesc turneul cu ansamblul Rusca în 1997. Păstrez amintiri frumoase. O lună jumătate de turneu în Franța cu domnul Ghiță Muntean, să fie țărâna ușoară. Doamne ajută! Cântarea României în 87 deja se deplasa comisia în teritoriu pentru a face economie în ghilimele. Așa e, dar nu conta. Veneau și măcar ne întâlneam pe plan zonal, pentru că așa erau vremurile. Felicitări pentru frumoasa emisiune, vă mulțumesc mult, spune Adrian Mureșan, felicitări domnului Vasile Enea pentru întreaga activitate în cadrul ansamblului Hațegana. Și așa e. Dar vreau să ne ducem în ce an s-a înființat Hațegana. Deci, ansamblul Hațegana a fost în anul 1970 înființat. El a fost ca ansamblu profesionist, dar numai orchestra era profesionistă. Noi, ca și dansatori, eram angajați la combinat în alte instituții din oraș și ne-am lipit, cum s-a spune, de ansamblu de Hațegana. Și așa am devenit și noi parte din ansamblul Hațegana. Noi am fost tot timpul amatori. Ansamblul, orchestra a fost profesionistă până în anul 1990, până la Revoluție. După aia, noi eram dansatori atunci, până în 90, la Clubul Siderurgistru, care era al Combinatului Siderurgic Hunedoara. Din anul 1990 am venit la Casa de Cultură, am găsit înțelegere la domnul Gheorghioni, directorul de atunci, și am venit noi prima dată dansatorii, după aia orchestra, și am format ansamblul la Casa de Cultură. N-aveam costume, n-aveam nimic, dar noi ne formasem ca ansamblu. Apoi au venit costumele, am înțeles că din bani au fost și de la Consiliul Județean și de la noi, au venit costumele și am avut primul turneu ca ansamblu la Casa de Cultură în anul 1992 la Sombotei, în Ungaria. A fost un turneu unde am dansat la ora 2 noaptea. Eram frâns de obosință. Încet, toată orchestra a venit la Casa de Cultură și așa am continuat absolut tot. Și dansurile le-am preluat multe, am preluat și multe dansuri de la regretatul coregraf Valeriu Ezean. Și plus că am făcut eu foarte multe dansuri încet, încet. Am încercat să mai adaug la repertoriu și am adăugat foarte multe dansuri. Cel micuț dansator, jumătate de buletin, începea să facă, da, să mișca foarte ușor. Sau greșesc? Nu, 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 era sfârlează, mă mâncam dintr-o parte. Da, nu, înainte nu era, cum să vă zic, nu era că dansai numai cu o fată. Azi te muta de acolo, intrai, în primul rând, intrai foarte greu în formația de dansuri. Pentru că era... Era una să mergi la repetiții, da, să faci parte din, da, ansamblu și alta să și urci pe scenă. Era foarte greu. Era un nucleu care trebuia să tragi tare ca să poți intra în acel nucleu. Eram 16 perechi. Era unul din ansamblurile bune ale țării înainte de Revoluție. Și pot să confirm, pentru că mi-aduc aminte războaiele dintre, era regiunea Hunedoara și ansamblul Buciumu de la Alba,
din care taicul meu a făcut parte și pe urmă ansamblu Țarina de la Câmpenii, iar pe urmă ansamblul Mărțișorilor, v-ați întâlnit destule ori la festivale. Eu eram mică, într-adevăr, am spus și într-o altă emisiune, încerc să-mi aduc aminte când i-am întâlnit prima dată pe acești minunați oameni, pentru că eram o sfârlează de copil prin scenă, dar nu reușesc să aduc din memoria vizuală când am văzut prima dată ansamblul Hațăgheană, acum nu mi-aduc aminte nici când am văzut prima dată taraful de la Vața. Dar mi-aduc aminte și am cunoscut, micuță fiind, și am amintiri frumoase cu acești oameni frumoși și minunați, dragii mei, pentru că, da, experiența mea de viață îmi spune că e foarte greu ca ei astăzi să ducă mai departe ceea ce au început cu foarte mulți ani în urmă, pentru că au fost ani grei după Revoluție, când nimeni nu investea în nimic. Ce însemna folclor autentic românesc, s-au desființat aproape toate ansamblurile, au fost vremuri foarte grele, nu mai exista acea hotărâre de partid, acel prim secretar care scotea din producție și le oferea club între fabrici. Fiecare trebuia să găsească singur calea de a răzbate. Au fost ani extrem de grei, de grei pentru cei care au vechime astăzi într-o astfel de activitate. Foarte mulți au dispărut, așa a dispărut și ansamblul Mărțișorul în 1992, tocmai din cauza că nu se mai găsea finanțare. Nu exista nici mediul privat, greșesc cu ceva, nu venea nimic. Casele de cultură care aveau ansambluri profesioniste sau consiliile județene, ne aducem aminte ce greu a fost și de ansamblul profesionist de Galmuntean, pentru că au trecut de la o instituție la alta până și-au găsit locul fix și finanțarea de care e nevoie, pentru că totul se rezumă la bani. Ceea ce oamenii ăștia fac, până la urmă, ei nu sunt retribuiți. Ei o fac din pasiune, corect, dar ceea ce îmbracă costă bani. Costumele se rup, trebuie întreținute, trebuie spălate într-un anumit fel, pentru fiecare joc ai altă ținută. Toate astea costă bani, deplasările costă bani, cazările costă bani. Oriunde îi chemăm în lumea asta să meargă, ei prima dată se gândesc, avem bani sau nu avem bani pentru a-l merge, pentru că altfel ar fi foarte, foarte ușor. Asta e marea realizare pe care eu vreau să o scoatem în evidență în această dimineață. Hațăgheană a rezistat, dragii mei, și asta e mare, mare lucru, să reziști atâția ani de zile, să nu faci compromisuri, să duci mai departe și să perpetuezi. Pentru că astăzi Hațăgheană are veteranii și, și viitorul. A fost o mică, acolo cu prezentul avem, da, ajungem și acolo, mergem la Elena, nu vreau să întreb, 50 de ani, tot ce eu am spus acum în două minute, ai trăit pe pielea, pe propria piele, să spunem așa, cât de greu a fost după ce ai învățat să urci pe scenă, să joci, a venit Revoluția, totul parcă s-a spulberat și totuși ați rezistat, că 50 de ani de scenă înseamnă foarte mult. Eu sunt născută în Făgeți, în județul Timiș, unde am învățat primii pași de dans. Am continuat la liceu pedagogic, am terminat liceu pedagogic, am făcut parte din formația de dansuri a liceului. În 1974, când am terminat liceu, am fost repartizată în Hunedoara ca educatoare. Și în septembrie 1974, cum erau timpurile atunci, că trebuia să avem activitate culturală și te îndreptai spre cor, spre teatru, spre dans, eu m-am îndreptat spre dansuri, că plăceau mai mult. Și de atunci, mai încet, mai greu, știți cum este, odată se poate, odată nu, am ajuns la ziua aceasta. În perioada când a spus și Vasile, 1974 până în 1990, am fost la Clubul Siderurgistru, am desfășurat multe spectacole în țară și am fost în străinătate, că noi am fost aproape tot timpul împreună, dacă am fost în aceeași perioadă. Am fost și suntem colegi, prieteni,
șef dansator și vecin. Deci avem mai multe în comun. Ne-am dus în Republica, în Germania Democrată și Belgia. Am fost la Zenița, în Iugoslavia, orașul împrătit cu Hunedoara. Am coborât la Casa de Cultură, am continuat activitatea și n-a fost ușor să ai și servici, răspunderi, să ai familie, să mergi la repetiții, să mergi la spectacole, dar ne-am descurcat dacă ne-a plăcut. Dacă faci ceva cu plăcere, nu se poate să nu te poți descurca. Și de atunci suntem împreună, mergem la spectacole în țară, mergem și peste hotare. Tot el a amintit că am fost de 3-4 ori, parcă am fost la Sombotei, tot oraș împrătit cu Hunedoara din Ungaria. Amintiri frumoase. Multe amintiri, multe amintiri avem. Încă am trăit împreună și am dansat împreună și a fost frumos. Cei care nu fac parte din familia unită a unui ansamblu, Hațegana sau oricare ansamblu, nu au cum să înțeleagă, dragii mei, că în spatele ansamblului există o mare familie, egal care ansamblu. Pentru că de-a lungul anilor s-au creat legături de familie, nunți, boteze, înmormântări duse împreună. Acești oameni care se unesc în spatele unui ansamblu, există o adevărată industrie. Soții, copii, mame, care coase, care vin la scenă. Totul e o adevărată, nu știu, e de o amploare care nu apare niciodată, mai ales la un ansamblu care nu e profesionist, așa cum sunt invitații mei, pentru că acolo unde sunt unde e ansamblu profesionist și acolo deja intervine altceva, există o altă... Da, e serviciu. Dar aici, la Hațegana, eu zâmbesc și sunt atât de fericită pentru că eu efectiv în momentul ăsta retrăiesc amintirile copilăriei mele și mi-aduc aminte cum mama stătea cu un ac agățat și vreau să dau din casă. Noi avem și spectatori astăzi în platou, salutăm pe Daniela Enea, e alături de noi, a venit cu plăcintele, dragii mei, se uită la noi și eu sunt ferm convinsă că a făcut de foarte multe ori asta. Maică mi-a avea nu știu câte ace agățate, ați albă, alță neagră, alță roșie pentru tricolor, pentru lăla coase, lăla prinde, greșesc cu ceva? Nu, nu. Daniela, bună dimineața! Ia bună dimineața! E în spatele camerelor, dragii mei. Cred că așa e, greșesc cu ceva? Chiar așa se întâmplă. Fugea de un papuci, ați pățit să vă uitați cizmele și să plecați în turneu și să... Nu, eu n-am pățit, dar am avut un dansator care a mers la Timișoara la spectacol și avea două perechi de cizme și din greșeală și-a luat două, amândouă pe piciorul stâng. Și a intrat așa că nu aveam ce face, nu aveam unde să luăm alte cizme. Corect. Constantin, 47 de ani, enorm. Aha. Acum la femei e greu și nu e greu, că nouă ni se încurcă doar crătințele, dar 47 de ani de break și de bătut, ai de viața mea, nu vreau să mă gândesc. E greu, e frumos, e... La vârsta asta e un pic greu, dar e prea frumos ca să... Ca să renunțăm. Când nu mai pot, mai pot odată. Din timpul când a fost la liceu, am fost coleg cu un alt coleg nostru pe care să-l tăm, opream Eugen, și face, hai să mergem la dansul. Unde, mă? Făceai? Mi-a dat la Casa de Cultură. Era în Orus. Dumnezeu să-l odihnească. Și după vreo jumătate de an, face, băi, m-au zis că la Hațegana au mai multe dansuri. Face, mă duc să văd. Multe. După văd că nu mai vine. O săptămână, două, nu te am la liceu, ce mă? Vină mă sus, mă lasă, că acolo se trage, se transpiră bine. Mai că vin și eu. Am mers, prima dată stăteam pe băncuțe, spatele niște băncuțe, mă uitam cum dansează ăștia, adică. Transpirau săracii. Și după una de zile, mai este Ferezean Dumnezeu Slăninescă, face dumneavoastră la dansă. Și stați pe băncuțe.
Nu, ai învățat vreun dans? Zic, da, știu urca, știu moldovenesc, știu oltenesc. Intră. Am scos pe domnul Nicoară. Am intrat, am lăsat și în clipa aia n-am mai oprit ansamblu. Că venea mulți, stăteau, a, pe dacă nu, puteți pleca acasă, de ați venit să-l lăsați. Un om extraordinar și, cum ai zis, Vasile, și eu am pățit pe pielea mea în Iugoslavia când a fost, cineva a făcut o glumă și mi-a pus două pizi de căluș pe stângul. Și așa am dansat și mi s-a găsat o clopoțeia. Mă făcea mai astăzi, n-ai grijă că așa nu cați pe scenă. Nu, dar a fost frumos, uite, sunt amintiri pe care cu drag ni le amintim. Așa e. Când în 79 cineva... am fost atunci la... Da, în 79. Super. A fost unul frumos. Distracție... Am stat în turneul ăla și am avut, v-am spus, da, nu erau spectacole de 5 minute, 10 minute, cum se organizează acum festivalul de acum. Aveai spectacol de 2 ore, trăgeam tare, erau, dădeam 5, 6, 7 dansuri, câte... În 2 minute trebuie să te schimbi. Da, corect, adevărat. Felicitări celor invitați în platoul de filmare pentru mândria lor de a purta peste ani cu mândrie în suflet dansul popular, nu doar în suflet, dragii mei, că îl poartă pe picioare, credeți-mă, și o să vedem imediat. Ioana Tatiana ne scrie așa: ar trebui o competiție a veteranilor dansatori, ar fi o demonstrație de forță pentru ansamblurile tinere. Felicitări pentru emisiune, nu-mi dați idei. Eu spun că folclorul autentic românesc e comoara noastră națională. E singurul lucru pe care nu-l putem digitaliza în realitate. Eu nu cred că vom ajunge, eu sper să nu ajungem vremuri în care hologramele să joace în locul nostru pe scenă, da, un dans popular. Până atunci eu sper și îmi doresc cu tărie să pot să fac o picătură, să aduc o picătură în acest ocean. Și nu-mi dați o idee că s-ar putea să o pun și în practică, să încep să perpetuez și nu se știe. Poate că într-un an de zile reușim să adunăm, să facem, da, uite, o demonstrație de forță de a veteranilor. O frumoasă idee. Știți, se știe niciodată de unde, uite, ne vine. Un dansator, la o, de exemplu un solist, mai vine cu sticul și mai dă din gură și să duce melodia mai departe, au terminat spectacolul și la revedere. Un dansator nu poate. Trebuie să danseze, să fie efectiv acolo pe scenă. Și să danseze. El nu poate mima, nu poate... Avem într-adevăr și noi melodiile care le avem pe stic, unde mergem într-o parte sau în alta, dar de dansat trebuie jucat. Rosi, te rog din suflet, pregătește-ne materialul pe care noi l-am filmat anul acesta la Peștiș. Există materiale pe care le putem difuza, dragii mei, de la ansamblul Hațegana, dar vrem să povestim, nu să stăm să ne uităm la televizor, dar am un material de la Peștiș de anul acesta, filmat de mine și de Rosi, pe care vreau să-l vedem împreună și pe urmă povestim despre ce am văzut acolo. Să fie casa mine, nu se facă sana mine, și e casa mine.
și putem vorbi, dar ne uităm și la imagini, dragii mei, sunt imagini de anul acesta de la Peștiș. Am recunoscut-o pe soția dumneavoastră acolo, pe Daniela. Da, dansa și ea. Ia uitați-l și pe domnul Vasile, că îi filma, stătea cu ochiul așa de, da, de vulturi pe ei. Era primul nostru spectacol după ce am participat la festivalul de la Varna din Bulgaria. A fost dansul care l-am prezentat aici pe scenă, dansul care l-am prezentat la festival, dansul care ne-a dus trofeul festivalului. A fost o muncă titanică, a trebuit în 3 luni să învețe toată lumea să facem dansul de la început. Cei mici nu știau niciun pas, cei lanți veteranii nu știau partea a doua și încet, încet l-am pus la punct și ne-a dus satisfacția obținerii trofeului. Și așa cum ați văzut, dragii mei, pe ecran, Nea Vasile se uită la mine, nu vede imaginile, l-ați văzut cum dă directive. E foarte atent, atent la tot ce se întâmplă în scenă. Mereu m-a impresionat asta. De exemplu, eu știu instructori care nu stau pe lângă dansatori când intră în scenă. Taică meu, de exemplu, nici nu se uita, avea emoții. Ce simțiți când îi vedeți acolo pe scenă? Cei mici, foarte mici, după cum vedeți, dragii mei, și exemplificăm cu imagini, eu nu prea vorbesc dacă nu am și dovezi, alături de veterani. Cei mici care au probabil câteva luni, până la un an de ansamblu Hațegana, îmi imaginez că mulți dintre ei poate n-au decât câteva luni de repetiții alături de veteranii care au 4, 7, 50 de ani, 30 de ani de scenă. Cum reușiți să-i aduceți pe cei mici aproape de cei veterani și cum reușiți să îi convingeți pe veterani să aibă răbdare cu cei mici, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă repetițiile de cele mai multe ori se fac împreună, pentru că altfel n-are și acel sincron. Brecu nu are și copiii, au încercat să țină pasul cu veteranii, m-am impresionat, eu i-am văzut live acolo, mi-a dat lacrimile, țin minte. Cum reușiți? Care sunt vorbele? Nu începem cu filosofii. Nu vorbele, reușim prin multe repetiții. Deci la început fac repetițiile separat cu cei mici, pe urmă facem cu cei mari și pe urmă, de exemplu, înainte de a participa la festival, ultimele repetiții au fost făcute numai împreună. Numai împreună și au fost repetiții. Vă spun că au fost repetiții multe și e satisfacția mare. Deci e muncă multă, dar și satisfacția e foarte mare. A spus dumneavoastră că au dispărut ansambluri. Eu zic că dacă nu aveam sprijinul, să zic, al primăriei, al, practic noi suntem ansamblul primăriei, nu suntem ansamblul Casei de Cultură, dar Casa de Cultură este primăriei. Este subordinea primăriei. Dacă nu aveam sprijinul primăriei și plus să mă implic eu atâta, să fac pentru ansamblul ăsta, s-ar putea, se putea ca și ansamblul Hațegana să nu mai fi fost la ora actuală. Dar sperăm în continuare să avem sprijinul primăriei. Avem acum directoare la Casa de Cultură pe doamna Mariana Suciu. Sperăm și ea să ne sprijine și împreună cu domnul primar vom face lucruri multe și putem, pentru că avem cu cine și avem cu ce. Numai trebuie un pic mai mult sprijin din partea primăriei, din partea, ca să putem să ne deplasăm, să mergem, să arătăm tuturor ce avem și, v-am spus, avem cu ce să ne lăudăm. Imaginile cred că sunt de la Poienița Voinii, dacă nu, de unde nu, sunt? Nu, de la Peștișul Mic. Da, mulțumesc. De la Peștișul Mulțumesc, Rosi, da. Aici iară sunt împreună veterani, am făcut câteva perechi, erau în vacanță, 4 perechi de la veterani, 4 perechi de la cei mici.
Iar împreună. Primele imagini erau de la Peștișul Mare. Acolo a fost inaugurarea Căminului Cultural. Da, Căminul Cultural. Și aici suntem la Peștișul Mic, pe, la da. Sărbările apicultorului. Apicultorului, da. Da, 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 da. Acum încerc. Scena mi se părea cunoscută, dar cred că n-am văzut ce scrie în față. Acum văd albinuța în partea dreaptă. Mulțumim, Rosi. Rosi mereu unde merge, ne aduce imagini. Avem câțiva colegi care mereu le întreabă pe Rosi, tu de ce filmezi? Și Rosi, știu eu de ce filmezi, râdeam aseară când pregăteam materialele, uite de ce filmează Rosi mai peste tot, mai mult decât de obicei. Pentru că aceste imagini vor rămâne pentru totdeauna, așa ne ajută, așa ne ajută tehnologia să păstrăm. Îmi spune Rosi ceva, stați mă secundă, vrea să-mi atragă atenția. Da, în față, ia uite, cu cine sunteți acolo și criticați așa? Cu Fecher. Da? Da. Și criticați așa atent unde se greșește, unde... Da. Foarte frumos. Mergem mai departe cu povestea. Povestea Hațegana continuă. Nu se va opri, pentru că așa cum vedem, la Hațegana sunt foarte mulți copii. Asta e un lucru minunat. Aș vrea să văd și în alte orașe. Eu personal mi-aș dori să văd atât de mulți copii apropiați de un ansamblu. Pentru că odată faptul că te apropii de un ansamblu înseamnă că înveți ce înseamnă respectul față de aproapele tău, iubirea față de aproapele tău, pentru că acolo îi învață să se ajute. Îi ajută foarte mult, pe lângă că îi ajută fizic și fac repetițiile, care până la urmă este sport. Le dezvoltă capacități de socializare, își înfruntă frici, iasă pe scenă, nu știu, un dans popular. Faptul că faci parte dintr-un ansamblu te dezvoltă foarte mult pentru viață, te pregătește pentru viață, de la emoții, stres, organizare, nu știu. Te face responsabil. Te face responsabil. Și cum să vă zic, că e... La un moment dat, ei intrând și dansând pe scenă, eu le-am spus că e greu la început, când s-au înscris. Dar eram sigur că dacă intru o dată pe scenă și dansează și vede că sunt aplaudat și că totul iasă bine, atunci nu mai pleacă nimeni de la dansuri. Și într-adevăr, cam așa este. Nu prea rămâne toată lumea la cei care intră în spectacole și nu mai pleacă. Rămân ca și dansatori acolo. Prind încredere în ei. Și prind încredere în ei. Vreau să te întreb, te-a ajutat în viață faptul că, Elena, te-a ajutat în viață, în viața ta personală, faptul că ai făcut parte dintr-un ansamblu, ansamblu Hațegana, 50 de ani, e enorm, dar te-a ajutat în viața personală? Da, m-a ajutat și în viața personală și la servici. Lucrând cu copiii, am căutat să învăț dansă populară la fiecare serbare, am participat, cum a spus, la cântarea României, la Daceada și aproape tot timpul am primit multe premii. Și ce mi-a rămas în minte, că am pregătit cu copiii de la mine din grupă călușul, care este un dans foarte greu și să-l faci cu copii de 4-5 ani este greu. Și am venit la Casa de Cultură, pentru că am trecut de prima fază, luasem premiul și am participat la faza pe județ, la Deva și au fost nemaipomeniți și aplaudat. Și este o amintire care nu s-o uit niciodată. Constantin, te-a ajutat în viață felul, faptul că te-ai apropiat de ansamblu, participarea la o mare familie, ansamblu Hațegana în cazul de față. Ai avut sprijin, te simțeai mai în siguranță că știai că acolo, la repetiții, necazurile de-a lungul vieții, 4-7 de ani, sunt fără convinsă, mi-aș dori să fi avut cineva o viață de vis. Dar sunt fer convinsă că în 47 de ani au fost foarte multe greutăți. Ai găsit sprijin, te-a ajutat faptul că te apropii de oameni acolo, te-ai apropiat acolo la ansamblu? Bineînțeles, practic, era o mare familie. Nu știu să ne fi certat așa între noi sau... nici Buzele așa mai existau.
dar ne și ajutam foarte, foarte mult între noi. Dacă rugai pe cineva, mai, nu știu bine pasul ăla, nu conta că plecați de repede și obosit, ne ajutam între noi. După aia, pe vremea aceea, când lucram în combinat, se făceau concursuri între uzine. Și acolo am avut ocazia să fiu și eu la rândul meu instructor și am câștigat așa niște premii astea. După aia în armată când am fost. Aia m-a salvat așa de vreo 3 luni de aia. Eram la Timișoara și am format tot așa un grup. Mi-a dat voie, am venit vreo săptămână acasă, am înregistrat pe bandă de magnetofon un dans și încet, încet așa m-am pus pe viața noastră personală de acasă. Era o bucurie ca să merg la repetiții, pe aia să merg într-o deplasare. Asta este. Și așa ne-am învățat și uite, nu ne putem opri. Mai avem foarte puțin din emisiune, pentru că da, trece foarte repede aici, la noi, la tale dimineții, trece foarte repede timpul. Acum eu dau din casă și știu că soția lui Nea Vasile îl susține, pentru că o vedem mereu alături. Eu așa i-am cunoscut ca familie. Dar cât de mult a contat pentru omul Vasile Enea să se implice, faptul că soția a fost mereu aproape, bănuții aceia pe care îi drămuiai greu, și au fost vremuri în care bănuții erau foarte puțini, să nu uităm asta, și poate de multe ori ați renunțat la o vacanță cu familia și ați cumpărat costume. Cât de mult a contat faptul că Daniela Enea, care urcă pe scenă și astăzi alături de veterani, a fost aproape de dorința dumneavoastră. Și ea este dansatoare din anul 1980. Anul pe urmă ne-am și căsătorit. Avem și noi câțiva ani de căsătorie. Avem și un băiat, da, îl salutăm. Avem și un băiat. A fost greu, cum să vă zic, numai nouă fiind împreună, amândoi, plecam amândoi de acasă, poate mai lăsăm treburile ca să mergem la dansuri, dar eram împreună. Noi am fost tot timpul împreună la dansuri de atâția ani de zile. Și ea ne susține, ea acum dansează când și când la spectacol, nu mai dansează efectiv chiar la toate, dar ea este doamna de la garderobă, ne ajută foarte mult. O vedem nu doar doamna de la garderobă, era mereu acolo alături de noi, are grijă de noi, dragii mei, de câte ori ne apropiem de câte un spectacol la care mergem și ne întâlnim cu ansamblul Hațegana. Asta este impresionant, în primul rând, acolo la ansamblul Hațegana, familia. Pentru că ei se cresc unii pe alții, se încurajează unii pe alții. Sunt multe familii noi la ansamblu. Eu, soția, este Ghiță Mocanu cu soția. Deci s-au format, acolo s-au cunoscut, ne-am căsătorit și dansăm împreună de atâta timp. Înainte să ne luăm la revedere, pentru că mai avem probabil vreo 5 minute, nu, Rosi? Cam așa, da? Și trebuie să le mulțumesc și celor care sunt alături de noi, o să iau din timp, dar până acolo, în câteva cuvinte, Nea Vasile, eu vreau să știu cât de greu a fost să... Astăzi e un pic mai ușor. Mai există cărți, există internet, dar cât de greu a fost atunci când ați trecut de la dansator la coregraf? Cât de greu a fost începutul acestei emisiuni? Pentru că nu vom mai face și alte emisiuni în care să povestim cum culegeați folclor. Eu știu cum se culegea folclorul pe vremea aceea. Foarte greu. Dar cum a fost începutul? De la dansator, ceva ce știai că te învăța cineva și primul pas către coregrafie, când trebuia să pui ceva în scenă, să aduci ceva nou. Pentru mine, fiind dansator atâția ani de zile, nu a fost chiar atât de greu. În primul rând, pentru că lucram cu ei, care erau toți colegii mei, eram colegi înainte, Dar de unde îți veneau ideile? Că până la urmă trebuie să înțelegem unele lucruri. Pașii ăștia sunt tradiționali românești. Sunt pașii tradiționali, de exemplu, când am făcut Zalău sau cum am făcut alte dansuri făcute de la
am fost, de exemplu, după, am cules pașii, îl aveam pe Neaghiță Aramă, fiertat, cu repetitori, îi spuneam melodiile, el împreună cu el repetam pe melodie, vedeam cum și făceam, s-a făcut toate dansurile noastre, sunt majoritatea autentice, nu sunt dansuri culese, făcute. Eu am mai făcut și am mai fost coregraf și la Ansamblu Bucura de la Hațe 13 ani, dar am fost și la Sălașul de Sus, la domnul primar, era dansator la mine acolo, unde le-am făcut un dans autentic, exact din zona lor l-am cules. Am cules din sat, pașii, melodia și am făcut dansul. Deci așa făceam. Acum e mai nou, că te uiți pe net, ei de acolo sau alții fură dansul cu totul sau figurile cu totul. Ceea ce ansamblul nostru acum e înscris la OSIM. Am încercat, am și reușit să scriu și dansurile la OSIM și o să fie cam greu să mai dansurile mele să le facă alt ansamblu, fără aprobarea mea. Doamne ajută! Și ne uităm la una, două, trei, patru, cinci, șase perechi de veterani. 8 suntem noi. Sunteți 8, dar aici am doar 6 în imagine. Am văzut și pe Mariana Suciu. O salutăm pe doamna directoare de la Casa de Cultură din Hunedoara. În curând, probabil o să ne vedem aici la Dale Dimineții, dacă ajută Dumnezeu, eu sper să accepte invitația, îl vedem și pe Constantin. Nu te văd, asta e de la 50 de ani de căsnicie, un eveniment organizat de Primăria Hunedoara, unde ați fost mai mult decât minunați. Dacă vă aduceți aminte, astea sunt filmările lui Rossi, dar le-am și eu pe ale mele. Da. Eram în față. Foarte, foarte frumos. Care e cel mai greu joc, Elena? Ce joc ți se pare cel mai greu? Camelia Lascu ne spune felicitări, Vasilica Muncan ne spune mulțumim, dragii mei, vă spun felicitări. Care ți se pare cel mai greu joc? Cred că... Ok. Panașul și Moldova sunt evanții pe care de forță. Corect. Trebuie să depui mult efort. Sunt mai grele. Noi le-am dansat de la cap la coadă, deci le știm. Dar să le dansăm acum este puțin mai greu. Dar nu că nu putem. Putem, dar în limite. Da, Vasile. Da. Ce-mi promiți? Ce promit? Promit că în continuare ansamblu va rămâne acolo unde este loc în frunte. Promit că dacă avem și sprijin de la primărie și sigur îl avem, la anul să le facem costume noi la copii, la anul să particip la un festival mult mai puternic și mai mare, unde promit că vin cu un loc de acolo, pentru că nu se poate altfel, știm să-l pregătim orice festival și orice concurs. Promit să fiu sănătos și să le deie Dumnezeu și lor sănătate să mă sprijin în activitate. Doamne ajută! Vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Ne-am asigurat să-ți dea Dumnezeu sănătate, să duci mai departe tot ce ai început acolo la Hațegana cu copiii ăia minunați alături de veterani ai sprijinului. O salutăm pe doamna Daniela Enea și mulțumim pentru răbdare și implicare. Dragii mei, nu ne luăm la revedere încă. Vreau să mulțumesc celor care mă susțin în ceea ce fac. Îi mulțumesc Corinei încă o dată pentru că datorită ei aceste emisiuni au loc. Să-i dea Dumnezeu putere să ne susțină în continuare, dar le mulțumesc și celor de la Brutăria Mercurian. Ei sunt cei care îmi întrețin oaspeții, care mă ajută să-mi întrețin oaspeții cu delicatese, dragii mei. Astăzi avem foietaj cu măr. Nu le-am gustat încă, promitem să le gustăm acum după emisiune. Mulțumim Flavia, mulțumim Neluțu,
familia și toată echipa de la Brutăria Mercurian din Orăștie. Dar produsele lor pot fi găsite și în Deva, și în Sebeș, și în Alba. Și pe ecran găsiți supermarketurile unde puteți, de unde puteți să achiziționați aceste bunătățuri. Deja salivez. Nu uităm că în piața agroalimentară, dragii mei, rămânem alături de tradiții și nu mergem foarte, foarte dreptat, departe de tradițiile noastre, ale românilor, că tot încercăm să ne aducem aminte de frumoasele perioade ale copilăriei. Casa Țurcanu, dragii mei, păstrează din aroma bunătăților pe care, cu care noi am crescut. Dacă vreți să simțiți gustul autentic românesc, mergeți în piața agroalimentară. Casa Țurcanu, bunătăți din Hunedoara, pot să garantez că sunt autentice, adică nu sunt prefabricate. Pozele alea, să știți că sunt filmările surreale, eu chiar le-am gustat. O salutăm pe Bianca și pe Dani și de-abia apucăm să-i avem din nou alături de noi. Până atunci, în piața agroalimentară, bunătăți de Hunedoara. Mergem, dragii mei, mai departe. Sâmbătă, nu uitați, mergem la Reno. Pentru că it's time to dance, de ceva to dance. Mulțumesc, Bianca! Ați văzut ce înseamnă să fie echipă? E timpul pentru dans pe limba noastră și Marius Vitan ne promite că ne va întreține pe ritmuri. Acolo reușim să ne întâlnim cu prietenii. Dacă nu avem gașcă, mergem acolo, echipa de la Reno ne primește cu brațele deschise, vom socializa, dragii mei, sunt convinsă că va fi o atmosferă incendiară sâmbătă seara la Reno. Până mâine dimineață, când ne vom reîntâlni în direct aici la Dale Dimineții cu Emil Râșteiu. Amintiri dintr-o vreme când a fost primar, o amintiri din copilărie. Vom sta de vorbă cu domnul Emil Râșteiu aici la Gura Șemineiului mâine dimineață. Până atunci, dragii mei, eu nu pot decât să vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Nu pot decât să vă spun că vă iubesc și să vă rog să dăruiți din iubirea voastră mai departe, pentru că suntem în frumoasa sărbătoare, mă rog, mai aproape de sărbătoare, de Crăciun, pe de mâine. Vă iubesc!